Este adevărat, printre frații pe care i-am prețuit foarte mult, mă refer la frații slujitori, e și fratele Bornovan. Dumneavoastră știți că ani de zile noi am făcut și stăruințele după Duhul Sfânt împreună și ei veneau de la Micălac aici. Îmi spune astăzi că el aici a fost botezat cu Duhul Sfânt la noi, la biserică. Mi-aduc aminte și mă rugat să vă spun un lucru. Și aș vrea să mă audă surorile, poate stârnesc în voi gelozia din nou. Mă rugați să noi doi am avut o experiență la care surorile de la Betania au fost parte activă. Era după Revoluție și toată lumea vrea să-și ducă mașină de afară. M-a prins și pe mine flama asta să am mașină de afară, încă dacă se poate Mercedes. Eu am dat o cameră de filmat la unul de la televiziune Arad și mi-a dat un Mercedes 200 Cobra. Ah, Mercedes, m-am bucurat că e Mercedes, nu contează câți ani au avut. Și trebuia să merg în 10 mai 90, am fost confirmat ca supravegheator de filială, cum era atunci, și trebuia să plec undeva într-o localitate mai mititică din județul Caraș, la Var. Și am zis, frate Cornel, hai cu mine. În vremea aceea, fratele Cornel răspundea de comisia de disciplină pe filială. Nu erau împărțite teritorial filialele în comunități, așa cum v-am spus, aveam 22 de județe până la Constanța. Și am zis, hai cu mine, bă, nu prea mă simt bine, hai că ne întoarcem în seara asta înapoi, dar nu-i prea obositor. Și eu cu aroganță, da, Mercedes, ce să fie obositor, merem cu Mercedesul. Și cu Mercedesul ne-am dus. Am ajuns la Vară, acolo probleme. Dragostea frățească te mai ține pe loc, nu-i așa, Ioanec, și tu te-ai ocupat de ei un timp. Și au trecut orele 12 noaptea. Și un frate zice, nu mai merge, spune unde ați mers, uite, și ne indică el un drumuleț mai scurt, care ne scotea undeva spre Măureni. Și zice, ajungeți la gara acolo. Și cu fratele Bornovan am luat-o. Și știți cum era imediat după Revoluție? Nici acum nu sunt toate drumurile bune, dar atunci nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din gropă în gropă. Era noapte târziu, ne-am grăbit să venim cu fratele Cornel amândoi și când am ajuns într-un cătun, că nu pot să-l numesc anfră, nu știu dacă era 100 de case, nu era decât un bec undeva în localitate, am trântit mașina într-o gropă ca măgărița lui Balam, nici înainte, nici înapoi, n-am mai putut o porni. Vai, ce să facem? Fratele Bornovan zice, băi, hai să vedem, să căutăm pocăiți aici în Vadul Pai. Zic, ce pocăiți, da? Nu știu că noi nu avem pocăiți aici, nu aveam biserică, dar câțiva pocăiți erau. Mai dar ce facem? Zic, nu știu, cred că încuiem mașina și plecăm la gară. Apare un șmecheraș așa cu o mână în buzunar, mestecând pe gumă așa cum mestecă, nu știu, câteodată la bancot și mie îmi trece cheful și de program și de toate, când îi văd că mestecă gumă în biserică. Și a venit la tot mestecând pe gumă. Ies în fața lui și zic, tinere, spune-mi, te rog, aveți pocăiți aici în biserică? Ce pocăiți, domnule? Da, gara aveți? Gara e departe, nu vezi că plouă, era noiembrie. Gara, zice, peste câmp, dacă te duci, ai aproape 6 km. Vin înapoi, frate Bornovan, stăm aici în mașină până spre ziua și vedem ce va fi. Dar dânsul totdeauna cu blândeța ce-mi caracteriza, hai să vedem dacă găsim niște pocăiți. Frate, noaptea, acum între 12 și 1 să caut eu după pocăiți. Cine stă până la ora asta? Haide, apare un ubiat. Pe toate drumurile făcea parte din Proverbe 23:20. Un târziac la ancor, mă duc la el. Zic, domnule, stai puțin în loc. Aveți pocăiți aici? De care, domnule? De-aia ce vorbesc în alte limbi, de-aia! Uite, zice, acolo vezi, e un gemuleț mic. Era un gemuleț, o căsuță, mergeți acolo. Ne-am dus, nu erau curcați, am bătut la geam și apare fratele Ionel afară. Când, frate, tipei, numai asta nu s-a așteptat el, după miezul nopții să apară tipei la poarta casei lui. Haideți, poftiți înăuntru, bat în geam, Maria, scoală repede copiii, că-i fratele tipei de la filială, să ne rugăm.
Lasă, frate, că nu la rugăciune am venit, eu am alte probleme acum. Nu, nu, haideți! Pune mâna, fratele Borlovan, omul lui Dumnezeu, intră primul. Eu, frate, dar n-am venit la rugăciune și nu de rugăciune mare, de eu aș căuta un mecanic să repar o mașină. Las-o, frate, și omul hotărât. Eu eram, ați văzut că eram eu nărtuț așa, dar eram subțire, era o tără, pune mâna pe mine, hai înăuntru! Intrat înăuntru, poate că mă aude și eu, că e în Canada, acum parcă pe Ramorean. Și am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru și am văzut ce e acolo, o sărăcie în lucie, casa era lăsată într-o parte. Vă spun sincer, n-aș fi vrut să dorm noaptea aia în casa aia, așa arăta casa. Nu avea decât două camere și un târnat de ăla. Haide, ne-am intrat înăuntru. Eu am zis, Maria, scoară copiii! 14 copii, două rânduri de gemini, avea unul decât aia mai mic, vreo 3-4 anișori. Și s-a dus sora Maria să-i scoară, să-i ducă pe toți în camera asta în altă. Am început să-i număr 1, 2, 3, 5, 7. Păi, dar de unde tot vin atâția dintr-o cameră? Atunci mi-am adus aminte de fratele Oania Șopț de la Chicago. Tata Șopț zicea, băi, la mine când cade unul din pat, eu nu întreb care o căzut, numai cât o căzut, întreb pe Ana, că avea paturi supraetajate. Zic, precis și la ăștia săraci, paturi supraetajate. S-au așezat în față o domnișoară de 18-19 ani, a luat o chitară, a dat tonul și a cântat vreo 2-3 cântări. În viața mea n-am auzit cântându-se cântarea îndeajuns mie, Doamne, doar harul tău, așa cum am auzit-o cântându-se atunci în acea noapte. Fratele Borlovan, să vă spun, întrebat în la urmă, că am început să plângem amândoi când am auzit cântându-se cântarea și au mai cântat vreo 2 cântări și ne-am pus la rugăciune. Dar să vedeți rugăciune. Eu cu gândul tot la mecanic și la chei fixe și la scumpe, cum să facem să pornim Mercedes-ul, ăștia se rugau, chiar se rugau, cum a zis către fratele Stănușunu, ce l-a dus la biserică. Zice, băi, Ilie, voi când vă rugați, chiar vă rugați. No, pe așa făceau și ăștia, chiar se rugau. Când au terminat, fratele Ionel îi spune sorei, Maria, trimite copiii în acumulcare și noi stăm cu frații, că încă e prea devreme, până spre ziua și atunci o să căutăm pe cineva să vină să repare mașina. S-au dus copiii să se curce, noi ne-am așezat la discuții și am văzut că sora își freca mâinile, a trecut dincolo, a venit înapoi și m-am gândit, poate nu se simte bine, ar vrea să se curce, dar unde, că numai camera asta mai este. Și m-am gândit, s-o întreb direct, soră, te rog în numele Domnului, stai aici lângă mine. S-a așezat și am întrebat-o, soră, deranjează că noi suntem aici? Dacă deranjează, noi ne retragem în mașină afară. Eventual, te rog, dacă ai o pătură, să ne dai să ne învărim, că era destul de rece în noiembrie. Și femeia a început să plângă și a zis, nu deranjează, frate. Dar tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Sunteți pentru prima dată în casa noastră. Și în casa noastră nu mai există nimic. Tot ce a fost, au fost câțiva cartofi pe care i-am fert aseară cu coajă și i-am împărțit la copii. Nu s-au săturat. Eu și Ionel n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte că într-un borcanel, pe fundul unui borcanel, mai aveam puțin zahăr. De aceea l-am chemat pe Ionel afară să-l întreb dacă împart zahărul ăsta în două pahare și vi-l dau cu apă să-mi serviți în loc de ceai, oare vă jignesc? Când mi-a spus lucrul acesta, vă rog să mă credeți, am crezut că mor acum, m-au luat fiorii morții. Și știți de ce? Sora Estera Barbu și cu sora Nani vă pot spune când vă veți întâlni cu ea în veșnicii. M-am dus în ziua respectivă în Piața Mică. În vremea aceea se adunau surorile la noi la biserică și poate luați inițiativa din nou, tare m-aș bucura. Și au gândit ele că e bine să facă, nu știu, o corectă, două, nu știu cât au făcut. Dar știu că m-au întâlnit în Piața Mică și au zis, uite, noi aseară ne-am întâlnit cu surorile și avem de la întrunirile cu surorile 14.500 de lei adunați. Toate surorile au zis, să-ți dăm banii, să-i duci. Poate găsești undeva vreo familie săracă. Banii erau aici la mine în buzunar. Am simțit că ia foc și buzunarul și mâna.
Am scos banii din buzunar, m-am dus și am pus pe masă și am zis, fraților, din partea surorilor din la Betania, aveți aici 14.500 de lei. Era mult, era mult în vremea aceea, chiar dacă era după Revoluție, era mult. S-au uitat oamenii ăștia, au început să plângă amândoi. S-a dus fratele Ionel, a chemat toți copiii și cu lacrimi în ochi le-a spus, copiii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toți ne-am rugat să ne dea Domnul pâine pentru mâine dimineață. Și Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru aproape un an de zile. Uite, frații, ne-au adus 14.500 de lei. Am fost amândoi așa de blocat, nu mai știam ce să zicem. Ne uitam ca speriat. Apoi să vezi rugăciune. Ne-am pus la rugăciune. Am crezut că nu se mai termină rugăciunea. După ce ne-am rugat, zice fratele meu, ne-am frate tipei. Nu știm cum să vă mulțumim, dar n-aș vrea să lăsați mașina acolo. Ați văzut că aici la noi nu există lumină. Hai să o împingem până în fața casei noastre. M-am dus cu fratele Cornel, cu fratele Ionel, cu un băiat de-a lui și parcă și o fată de-a lui. Și-a zis, urcă-te dumneata în mașină. Eu m-am urcat în mașină, ei au împins. Ce vine mie ideea? Pun pe treapta a doua și pun contactul. Nu credeți că a pornit rabla mea. Până la Arad nu ne-am oprit. Acolo s-a oprit că trebuia să rămână plicul ăla acolo. Am ajuns acasă la Arad, am ținut mașina aia încă un an de zile, am vândut-o la un frate în București, o făcut și îmi spuneam, când am vândut-o eu, frate, am avut 1.600.000 de kilometri cu ea și mărturisea, n-am avut nicio problemă cu ea. Și eu îi spuneam, măi, Virgine, știi de ce? Pentru că într-o noapte, când sensibilitatea noastră n-a fost cea care trebuia să fie, Dumnezeu s-a folosit și de taplele astea vechi și răbrăgite. S-a oprit mașina, că trebuia să rămână banii acolo. E experiența care am avut-o noi doi împreună. Și de aceea zicea, spune dumneata că ți-aduce minte mai bine. Tare m-aș bucura să mai facem gesturi de genul acesta. Am fost plăcut surprins odată, nu de mult. Am fost într-o localitate și am ajuns la o familie care eu știam că e săracă. Și era chiar foarte săracă. Și fratele meu a spus, pe săptămâna trecută, de la dumneavoastră din biserică, am primit din partea bisericii și mi-a spus câți bani a primit. De la noi din biserică? Și a zis, da. Și am rămas mirat, cum că noi când împărțim banii, împărțim la comitet tot. Și am întrebat, bun, cine? Și am fost foarte plăcut surprins să aflu că frații se pun la dispoziția lui Dumnezeu și știu ce au de făcut. Toate trec, toate se duc, îmbătrânim, ne pierdem din vedere, ne pierdem din memorie, albim, abia se tărește răcusta. Dar privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, că Dumnezeu vede mai bine ca tine. Amin.